Oare a schimbat Dumnezeu ziua sabatului? Și dacă a făcut-o, ce altă zi a hotărât? Închinarea de sabat este un adevăr veșnic sau o înșelătorie? Vom descoperi împreună profeția despre puterea cornului cel mic al fiarei și rolul său în evenimentele sfârșitului. Rămâneți cu noi pentru că vreau să vă arăt cum să evitați cea mai mare înșelătorie din istoria omenirii. Sper să vă abonați la acest canal și să dați click pe clopoțelul de notificare pentru următoarele prezentări. Sunt Cami Oetman și vă spun bun venit la seria Să Înțelegem Profețiile Bibliei. Haosul este în creștere în întreaga lume. Astăzi au existat informații despre un trăgător. Disensiuni referitoare la politică și la o pandemie globală se răspândesc peste tot. Parcă ar fi sfârșitul lumii. Ne îndreptăm oare spre o nouă ordine mondială? La ce ne putem aștepta în curând? Alăturați-vă prezentatoarei Camille Oetman, cunoscută la nivel mondial, într-o călătorie pentru a descoperi adevărul Bibliei și a dezvălui răspunsul cheie la întrebările cu care vă confruntați. În călătoriile lui Kami în jurul lumii a fost martor la minuni incredibile în timp ce a fost pusă față în față cu situații de viață și de moarte. Veniți alături de noi la programul să înțelegem profețiile Bibliei, care va arăta îndrumările pe care Dumnezeu ni le-a dat pentru a naviga cu succes prin ceea ce ne așteaptă. Vom descoperi împreună cum profețiile din Biblie se împlinesc cu mai mare repeziciune ca oricând și cum putem avea speranță pentru viitor. Vă mulțumesc că sunteți alături de mine la programul Să înțelegem profețiile Bibliei. M-am bucurat de fiecare ocazie în care am fost împreună. Dacă acum urmăriți pentru prima oară, spuneți-ne lăsând un comentariu la rubrica de chat. Mă bucur să fim împreună. Dacă ați pierdut prezentarea de data trecută despre sabatul biblic, nu vă faceți griji. Mergeți la playlistul nostru, linkul din descriere și veți găsi în arhivă. În ocazia trecută am văzut că sabatul este sigiliul autentic al lui Dumnezeu. S-ar putea să vă întrebați de ce atât de mult se închină totuși în altă zi. În această ocazie veți fi șocați să descoperiți motivul. Recent am întâlnit un șef de sat păgân pe o insulă îndepărtată care s-a arătat și el șocat de ceea ce a auzit cu privire la sabat. Va trebui să așteptați ca să auziți ce a făcut după aceea. Amintiți-vă că puteți da click pe linkul de mai jos pentru a vă înscrie la școala biblică online. Milioane de oameni au descoperit că aceste cursuri sunt atât de importante pentru creșterea lor spirituală. Puteți lăsa întrebări instructorilor noștri biblici pentru că ei abia așteaptă să le audă și să vă ofere răspunsuri din Biblie. Doriți să solicitați o rugăciune cu privire la o problemă cu care vă confruntați? Dați click mai jos pentru a trimite cererea de rugăciune. Să ne rugăm acum și să trecem apoi direct la subiectul contrafacerea. Tată Ceresc, Doamne, Te rugăm să ne ajut să devenim foarte conștienți de vremurile în care trăim. Ascute-ne mintea, deschide-ne inimile ca să primim adevărul Tău și să putem fi avertizați prin cuvântul Tău ca să știm ce să facem, cum să ne descurcăm, pentru că vrem să urmăm calea Ta și numai pe a Ta. Te iubim și în numele scump al lui Isus ne-am rugat. Amin. Ați observat că lucrurile nu sunt întotdeauna ceea ce par să fie? Iată, de exemplu, povestea păianjenului. Aristotel a clasificat păianjenul ca fiind insectă. Se știa că insectele au șase picioare. Nimeni nu l-a contrazis pe marele Aristotel timp de 1700 de ani. Era de bun simț că păienjeni erau insecte și așadar aveau șase picioare. Jean-Baptiste Lamarck a fost cel care a oferit clasificarea păianjenului ca fiind arahnidă și având de fapt opt picioare. Doar datorită faptului că se crede ceva secole întregi nu face ca acel lucru să fie adevărat. Ar putea fi o tradiție ca cea a unor idei susținute multă vreme care să, se, să fi pătruns și în biserica creștină? E posibil ca mulți să fie acceptat ceva fals în locul adevărului și astăzi puțin să pună la îndoială acest lucru? Ar fi posibil ca biserica creștină să fi permis tradiției omenești să umbrească voia lui Dumnezeu? O tradiție foarte veche încât nimeni să nu mai știe cum a început? O tradiție pe care aproap ap aproape toți creștinii să o accepte crezând că urmează calea lui Dumnezeu când de fapt urmează doar gândurile oamenilor. De aceea am ales acest motto pentru întâlnirile noastre. Dacă se află în Biblie, atunci cred. Dacă e în dezacord cu Biblia, atunci nu-mi trebuie. Cartea Apocalipsa prezice că Satana va încerca să înșele Biserica creștină. Apocalipsa 12.9 ne spune și balaurul cel mare, șarpele cel vechi numit Diavolul și Satana acela care înșală întreaga lume a fost aruncat pe pământ. Și împreună cu el au fost aruncați și îngerii lui. Satana este un înșelător. Scopul lui este să-l detroneze pe Dumnezeu. Temelia oricărei guvernări stă în autoritatea ei și în capacitatea de a face legi. Dacă supușii acesteia refuză să-i urmeze legile, asta înseamnă de fapt că refuză să-i fie supuși. Satana a atacat legea lui Dumnezeu, iar în centrul legii sale este chiar sabatul. Așadar, nu e logic ca Satana, maestrul contrafacerii, să-l atace pe Creator prin atacarea simbolului creației, adică sabatul? Există creștini sinceri care citesc cele 10 porunci scrise cu degetul lui Dumnezeu și ajung la a patra poruncă din Exod 20, 8 la 10, unde spune Aduți aminte de ziua sabatului ca să o sfințești. Șase zile să lucrezi și să-ți faci toată lucrarea ta, dar ziua a șaptea este sabat pentru Domnul Dumnezeul tău. Când aceștia ajung aici și citesc, devin confuzi, pentru că biserica la care merg ține duminica, prima zi a săptămânii, nu a șaptea zi, sabatul. În consecință, ziua aceasta sfântă trebuie să se fi schimbat în Noul Testament. Dar ce este ciudat e că prima zi, adică duminica, nici măcar nu este menționată vreodată în Apocalipsa și apare doar de opt ori în alte cărți din Noul Testament. Așadar, dacă cineva crede că există o poruncă de a sfinți duminica, oare nu ar fi corect că ar trebui să o găsim în, una, în unul dintre pasajele biblice care vorbesc despre prima zi, hai să începem să, cer să cercetăm. Deoarece milioane de creștini sinceri care cred în Biblie se închină duminica, de ce Biblia în mod curios tace cu privire la acest subiect? Ar putea fi posibil să existe o situație mult mai complicată decât pare la suprafață? Da. Una din marile profeții din cartea Apocalipsa are de-a face cu subiectul închinării Duminica. Dar mai întâi, ar fi imposibil de înțeles această profeție importantă, fără ca subiectul de astăzi să fie bine clarificat. Există doar opt pasaje în Noul Testament cu privire la prima zi a săptămânii. În Biblie, Duminica este numită întotdeauna prima zi a săptămânii. Sâmbăta este întotdeauna numită ziua a șaptea. Numerele sunt folosite pentru a marca zilele săptămânii de la Geneza până la Apocalipsa. Citind aceste 8 pasaje din Biblie, să ne gândim puțin dacă vreunul din aceste texte sugerează sau nu că prima zi ar trebui acum sfințită. Să luăm în considerare primul text, cel din Marcu 16 cu 9. În dimineața în care a înviat, în prima zi de după sâmbătă, Isus a arătat prima dată Mariei Magdalena, cea din care alungase șapte demoni. Aici vedem că învierea lui Isus a avut loc în prima zi a săptămânii, adică duminica. Creștinii din toată lumea sărbătoresc învierea sa în duminica Paștelui, în fiecare an. Să mergem la al doilea text, Matei 28, versetul 1. După ce a trecut sâmbăta, când se lumina, de ziua întâia săptămânii, duminica, au venit Maria Magdalena și cealaltă Marie ca să vadă mormântul. Observați că sabatul se încheie în acest verset și apoi urmează duminica. Asta ne spune că prima zi a săptămânii devine acum sfântă? Nu. Al treilea text, Ioan 20, versetul 1. În prima zi de după sâmbătă, Maria Magdalena a mers în zori, când era încă întuneric, și a văzut piatra luată de pe mormânt. Să ne oprim puțin și să ne gândim. Până acum, vreunul din aceste trei versete sugerează faptul că prima zi trebuie considerată de acum încolo sfântă? Nu. Al patrulea text, Marcu 16, versetele 1 și 2. După ce a trecut ziua sâmbetei, Maria Magdalena și Maria a lui Iacov și Salomea au cumpărat miresme ca să vină să lungă. Și în prima zi de după sâmbătă, au venit la mormânt foarte de dimineață, pe când răsărea soarele. Știm că Isus a fost crucificat vineri spre, spre, seară. Vinerea a fost numită întotdeauna ziua pregătirii, pentru că trebuiau să se pregătească pentru sabatul sfânt al lui Dumnezeu, sâmbăta. Apoi Isus a odihnit în mormânt pe timpul sabatului, adică a șaptea zi din săptămână, sâmbăta. După aceea, Isus a înviat duminică, în prima zi a săptămânii. Duminica este ziua învierii lui Isus. Al cincilea text, Luca 24, versetul 1. În prima zi a săptămânii, femeile au venit dis de dimineață la mormânt, aducând miresmele pregătite. Bun. Dar aici există, nu există nicio învățătură cu privire la faptul că Duminica este de acum Sabatul Sfânt al Lui Dumnezeu. Al șaselea text, Ioan 20, versetul 19. În seara aceleiași zile, cea din tâia săptămânii, pe când ușile locului unde erau adunați ucenicii erau încuiate de frica iudeilor, a venit Isus, a stat în mijlocul lor și a zis, Pace vouă! Unii susțin că ei s-au adunat pentru a inaugura păzirea primei zile a săptămânii ca o zi sfântă, Duminica. Dar ucenicii nu puteau inaugura o nouă zi sfântă în onoarea învierii, pentru că, până la apariția lui Isus în mijlocul lor, ei au refuzat să creadă că a înviat. Și acest lucru este dovedit în Marcu 16, cu 14, unde spune, în sfârșit, s-a arătat celor 11 și Isus i-a mustrat pentru necredința și împietrirea inimii lor pentru că nu crezuseră pe cei ce-l văzuseră înviat. Iată, dragi prieteni, până acum aceste șase versete nu spun nimic despre schimbarea zilei sfinte de sabata lui Dumnezeu în prima zi, duminica. Dar hai să mai căutăm. Mai avem încă două texte în care se menționează prima zi a săptămânii. Al șaptelea text, 1 Corinteni 16, versetele 1 și 2. Cât privește strângerea de ajutoare pentru sfinți, să faceți și voi cum am rânduit bisericilor Galației. În ziua din tâia săptămânii, fiecare din voi să pune deoparte acasă ce va putea după câștigul lui ca să nu se strângă ajutoarele când voi veni eu. Pavel îi învață să pune deoparte ceva din banii lor la începutul săptămânii ca să fie gata pentru adunarea de fonduri din sabbat. Vedeți, Pavel aduna fonduri pentru creștinii din Ierusalim care suferau de foamete, așa că a scris mai dinainte către bisericile pe care urma să le viziteze, cerându-le ca fiecare credincios să pună săptămânal bani deoparte ca la venirea lui să fie pregătiți. Al optulea text și ultimul, fapte 20, versetul 7. În ziua din tâia săptămânii, eram adunați la oaltă ca să frângem pâinea. Pavel, care trebuia să plece a doua zi, vorbea ucenicilor și și-a lungit vorbirea până la miezul nopții. Oare spune acest text că trebuie păzită ziua duminicii ca zi sfântă sau că ziua a șaptea, sabatul, a fost schimbat cu ziua întâi? Nu. Faptul că frângeau pâinea sau sărbătoreau împărtășania la acest serviciu religios nu arată că ziua era acum sfântă, pentru că Biblia spune că frângeau pâinea în fiecare zi. În fapte 2 cu 4, 7 citim. Toți împreună erau nelipsiți de la templu în fiecare zi, frângeau pâinea acasă și luau hrana cu bucurie și curăție de inimă. Am văzut toate cele opt texte din Noul Testament care se referă la prima zi. Cred că v-ați convins că nu a existat vreo aluzie despre nicio schimbare. Așadar, cum a apărut totuși o schimbare în ziua de închinare? Una dintre zile nu este cumva o contrafacere? Mulți creștini sincer citesc în Luca 4 cu 16 că Isus, după obiceiul său, mergea la biserică în ziua a șaptea, sabatul. Hristos a afirmat în Matei 24,20 că ucenicii lui vor păzi sabatul și după 40 de ani de la cruce, când a spus, rugați-vă ca fuga voastră să nu fie iarna, nici într-o zi de sabat. În fapte 13, versetele 42 la 44, apostolul Pavel învăța aproape o cetate întreagă să păzească sabatul zilei a șaptea. Apoi creștinii citesc în Apocalipsa 1 cu 10 că Domnul are o zi. Urmează Luca 6 cu 5, decidim că sabatul este ziua Domnului. Apoi citim același lucru în Marcu 2, versetele 27 și 28 și în Matei 12 cu 8. Sunt confuși și întreabă cine a schimbat sabatul biblic. În mod sigur, nu Dumnezeu a făcut-o pentru că Biblia spune în Maleah 3 cu 6 că eu sunt Domnul, eu nu mă schimb. Sunt plină de mulțumire pentru acest lucru, deoarece pot avea asigurare în cuvântul său că este același ieri, azi și mâine. Apreciez mult lucrul acesta cu privire la Dumnezeul nostru. Creștinii se uită în Biblie și văd că Isus nu a schimbat sabatul, deoarece Biblia făgăduiește în Evrei 13 cu 8. Iisus Hristos este același ieri, azi și în veci. Așadar, Dumnezeu nu a schimbat sabatul. Iisus nu a schimbat sabatul, iar ucenicii nu puteau schimba sabatul. Fapte 5 cu 29 ne spune, Petru și ceilalți apostoli, drept răspuns, i-au zis, trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Atunci se pune întrebarea, cine a făcut-o? În cartea Apocalipsa, capitolul 13, există o fiară care apare din mare. Acest capitol este cel în care citim despre semnul fiarei și numărul 666, dar priviți cum este descrisă fiara. Prieteni, vreau să spun ceva. În Biblie, fiarele sunt simbolurile regatelor și puterilor și nu sunt monștri care apar din mare. Ați înțeles? Isus ne iubește și cartea Apocalipsa este scrisoarea sa de dragoste către noi. Așadar, haideți să citim având în minte acest lucru. Apocalipsa 13 cu 1. Apoi am stat pe nisipul mării și am văzut ridicându-se din mare o fiară cu 10 coarne și 7 capete. Pe coarne avea 10 cununi împărătești și pe capete avea nume de hulă. Iată un exemplu perfect. Aici avem o fiară în Biblie care reprezintă o putere politică sau religioasă sau împărăție. Această fiară care apare este o putere hulitoare, pretinde drepturi și puteri pe care doar Dumnezeu le are. Și continuă. Fiara pe care am văzut-o semăna cu un leopard, avea labe ca de urs și o gură ca o gură de leu. Balaurul i-a dat puterea lui, scaunului de domnie și o stăpânire mare. Cine este balaurul? Satana. El investește această putere cu mare autoritate. Întreaga lume ascultă de ea, afirmând propriile legi în locul legii lui Dumnezeu. Sabatul a devenit un motiv special de atac. Pentru a înțelege această fiare, ne întoarcem la cartea Daniel, în capitolul 7. Aici avem de-a face cu aceleași imagini ca în Apocalipsa 13, Aceleași simboluri, un leu, un urs, un leopard și o fiară feroce. Daniel 7 ne oferă cheia înțelegerii din Apocalipsa 13 și a înțelegerii întregului subiect legat de semnul fiarei și cifra 666. Apreciez faptul că Dumnezeu s-a ocupat de scrierea cuvântului său încă de la început și până la sfârșit, astfel încât totul să aibă o consecvență și să se lege. Avem nevoie de fiecare parte. Să citim Daniel 7 cu 2 și 3. Daniel a început și a zis, în vedenia mea de noapte am văzut cum cele patru vânturi ale cerurilor au izbucnit pe marea cea mare și patru fiare mari au ieșit din mare, deosebite una de alta. Vă rog să rețineți această cheie de interpretare a profeției biblice. Daniel 7 cu 17 ne spune, aceste patru fiare mari sunt patru împărății care se vor ridica pe pământ. Daniel 7 cu 23 ne spune, fiara a patra este o a patra împărăție care va fi pe pământ. Așadar, Daniel vede patru fiare care reprezintă patru împărății. Aceste patru împărății mondiale care pornesc din zilele lui Daniel ne conduc pe axa timpului. Dacă ați urmărit în prima ocazie, în prima prezentare, vă amintiți că am văzut patru împărății în Daniel, capitolul 2 acele metale ale statuii care reprezentau Babilonul, Medopersia, Grecia, Roma și Europa divizată. Această viziune a fiarei adaugă mai multe informații la viziunea din Daniel 2. Aduce la lumină o putere din timpul Europei divizate care se ridică și încearcă să schimbe legea lui Dumnezeu. Să privim cum prezice Biblia aceste evenimente și să vedem clar cum istoria confirmă ceea ce s-a întâmplat de fapt. Prima fiară din Daniel 7 cu 4. Cea din tâi semăna cu un leu și avea aripi de vulturi. M-am uitat la ea până în clipa când i s-au smuls aripile și sculându-se de pe pământ, a stat drept în picioare ca un om și i s-a dat o inimă de om. Prima fiară era ca un leu cu aripi de vulturi. Când arheologii au făcut săpături în Irak, lângă locul vechiului Babilon, au găsit gravuri pe pereți ale unui leu cu aripi de vulturi. În lumea antică, oamenii știau că leii reprezentau Babilonul. Apoi, o altă națiune urma să apară. Babilonul nu urma să conducă lumea pentru totdeauna, Daniel 7 cu 5 ne spune. Și iată că o a doua fiară era ca un urs și stătea într-o rână. Avea trei coaste în gură, între dinți. Și i s-a spus, scoală-te și mănâncă multă carne. Regatele combinate ale Mediei și Persiei au înlăturat Babilonul. Ursul Medo-Persiei, ridicându-se pe o parte, îi reprezintă pe persani, care mai întâi au răsturnat Babilonul și apoi i-au dominat pe mezi. Ce are ursul în gură? Are trei coaste. Vedeți, când Medo-Persia a cucerit lumea, a cucerit mai întâi Babilonul, apoi s-a deplasat către nord și a cucerit Lidia, apoi spre sud și a cucerit Egiptul. Aceste trei națiuni, Babilon, Lidia și Egipt, reprezintă cele trei coaste. Iată cât de precisă este profeția biblică. Îmi place lucrul acesta. Al treilea imperiu se ridică în Daniel 7 cu 6. După aceea m-am uitat mai departe și iată o alta, ca un pardos, care avea pe spate patru aripi ca o pasăre. Fiara aceasta avea și patru capete și i s-a dat stăpânire. Grecia a devenit cea de-a treia națiune prezisă de această ridicare. Știm că Alexandru cel Mare a fost cel mai cunoscut lider al Greciei. Avea puțin peste 30 de ani când a cucerit întreaga lume cunoscută pe atunci, și totul extrem de repede. Înțelegeți de ce Grecia este descrisă ca un leopard cu aripi? Dar ce reprezintă cele patru capete? Alexandru cel Mare a murit când avea 33 de ani. Ca în multe alte situații, fiii lui Alexandru nu au ocupat tronul. În schimb, cei patru generali ai lui au divizat Imperiul Greciei și fiecare a luat o zonă pentru a o conduce. Astfel apare leopardul cu patru capete. Dragi prieteni, este foarte important ca să înțelegem împreună și să cunoaștem ridicarea și căderea profetică a acestor împărății. Contează pentru că noi trebuie să știm pentru viitorul nostru că în cazul în care Biblia ne avertizează că se va întâmpla ceva, noi să credem că așa va fi. Și credem că s-a întâmplat exact așa cum spune și exact la timpul potrivit. Putem să-l credem pe Dumnezeu pe cuvânt când ne avertizează, nu pentru a ne speria, ci pentru a ne pregăti. Să continuăm! Biblia descrie un al patrulea imperiu în Daniel 7 cu versetul 7. După aceea m-am uitat în vedeniile mele de noapte și iată că era o a patra fiară nespus de grozav, de înspăimântătoare și de puternică. Avea niște dinți mari de fier, mânca, sfărâma și călca în picioare ce mai rămânea. Era cu totul deosebită de toate fiarele de mai înainte și avea zece coarne. Este foarte clar că această a patra fiară cu dinți de fier reprezintă regatul de fier al Romei. Această perioadă ne duce spre timpul lui Hristos, când Roma conducea lumea. Creștinismul s-a dezvoltat în acest imperiu roman. Biblia descrie căderea Imperiului Roman cu claritate prin simbolistica degetelor de la picioarele statuii și prin coarnele cele de patra fiare. Chipul din Daniel 2 avea picioare și degete de fier și de lut, ceea ce reprezintă Europa. A patra fiare de aici are zece coarne. Istoria ne arată că Roma a fost împărțită în 10 mari diviziuni. Extraordinar! Când triburile barbare ocupau Europa, apostazia religioasă intra în biserică și existau conflicte cu privire la închinare, iar sabatul a fost, schim a fost schimbat. Apoi Daniel 7 cu 8, m-am uitat cu băgare de seamă la coarne și iată că un alt corn mic a ieșit din mijlocul lor și dinaintea acestui corn au fost mulse trei din cele din tâi coarne. Și cornul acesta avea niște ochi ca ochii de om, și o gură care vorbea cu trufie. În Europa, printre aceste 10 coarne, există o altă putere care se ridică, un corn mic, care este diferit de toate celelalte. Biblia ne oferă dovezi ca să putem identifica cu claritate această putere. Mai întâi, acest corn mic apare printre primele 10 coarne. Așadar, dacă cele 10 coarne sunt diviziunea ale Europei, atunci acest corn mic trebuie să apară din Roma de vest scuze, din Europa de vest. Acest cor mic nu apare din Asia, Africa sau din America. Rădăcinile lui se află pe terenul european. În al doilea rând, Biblia ne spune că acest cor mic se va ridica după cele zece coarne. Așadar, nu poate să apară deloc în zilele Babilonului, Medopersiei, Greciei sau Romei, ci trebuie să apară după căderea Imperiului Roman. Asta este clar, dragi prieteni, pentru că există o mulțime de alte idei care abundă, dar nu sunt biblice. Așadar, trebuie să apară după căderea Romei. Biblia mai spune că acest corn mic are ochi ca de om. Ochii reprezintă inteligență, dar este vorba de înțelepciunea omului, nu de a lui Dumnezeu. Este un sistem religios uman bazat pe învățături omenești care trebuie să se ridice din Roma. Observați că Biblia spune în Daniel 7 cu 24 că este deosebit, diferit de restul. Se va deosebi de înaintașii lui. Pentru că nu este în principal o putere politică, este și o putere religioasă. O putere politico-religioasă. Ce va face această putere? Va încerca să schimbe chiar și legea lui Dumnezeu. Daniel 7 cu 25 prezice că el va vorbi vorbe de hulă împotriva celui prea înalt, va asupri pe sfinții celui prea înalt și se va încumeta să schimbe vremurile și legea. Aceasta ar putea include și sabatul? V-ați putea gândi la niște cuvinte mai semețe împotriva celui prea înalt decât cele care se pretind autoritatea de a schimba legea lui Dumnezeu? Evident, aici este vorba despre legi divine, nu despre legi mărunte, fiscale sau politice. Daniel 8, cu 12, ne spune că acest cor mic a aruncat adevărul la pământ și a izbutit în tot ce a început. Așadar, ieșind din vechiul Imperiul Roman, se va ridica o putere religioasă. La început va fi mică, dar va deveni extrem de puternică se va folosi de puterea sa pentru a pretinde autoritatea de a schimba chiar și legea lui Dumnezeu. Istoria ne arată o schimbare graduală care a avut loc de la sabat la duminică. Dr. John Eady cercetează rădăcinile acestei schimbări în cartea sa Enciclopedia Bibliei, la pagina 561. El spune, sabatul, un cuvânt evresc semnificând odihna. Duminică a fost un nume dat de păgâni primei zile a săptămânii, deoarece era ziua în care ei se închinau soarelui. Închinarea la soare a fost acceptată și dominantă în Egipt, în Babilonia, Persia și Roma. Chiar și zilele săptămânii au fost afectate. Istoria ne arată că grecii și romanii numeau zilele săptămânii după corpurile cerești. Multe erau numite după zei sau zeițe. Să vedem. Duminica, ziua zeului Soare. Luni, ziua zeului Lunii. Marți, de la Marte, zeul războiului. Miercuri vine de la zeul Mercur, iar în engleză de la Odin, cărăușul morților. Joi vine de la zeul Jupiter, iar în engleză de la zeul tunetului Thor. Vineri este ziua zeiței Venus, Venera, iar în engleză de la zeița Freia ziua zeiței, frumuseții și a fertilității, sâmbăta, ziua lui Saturn, zeul strângerii recoltei. Iată încă o dată că mitologia a fost incorporată în felul nostru de gândire din societatea de astăzi. Vă rog să rețineți că Dumnezeu, în Biblie, marchează zilele prin numere. Așadar, avem prima zi, a șaptea zi și acest lucru se păstrează în tot Vechiul și Noul Testament, Dumnezeu referindu-se la zilele săptămânii prin intermediul numerelor. Când ajungem în secolul al IV-lea, împăratul roman Constantin era un om cu o puternică devoțiune de a se închina soarelui, ajungând chiar să-l pună pe zeul soare pe monedele emise de el. Însă avea o dilemă, Roma se prăbușa. Constantin dorea să unească imperiul și a venit cu o idee pe care o considera genială. De ce să nu unim imperiul în jurul închinării de duminică? Vedeți, Constantin privise spre soare înainte de o bătălie. Și a văzut o cruce de lumină pe cer, și împreună cu ea cuvintele grecești care însemnau prin acest semn vei cuceri. Împăratul a poruncit trupelor sale să-și împodobească scuturile cu un simbol creștin, iar apoi au ieșit victorioși. Aici apare combinația de închinare la soare și creștinism. Decretul lui Constantin din 321 după Hristos spune. În venerabila Zia Soarelui, fie ca magistrații și poporul care, locuiesc în, care locuiește în orașe să se odihnească și toate prăvăliile să fie închise. Într-o încercare de a uni Imperiul, Constantin a decretat prima lege duminicală. Pe vremea lui Constantin, el și-a condus trupele printr-un râu și a considerat botezați. Dar erau doar o grămadă de pantaloniuzi. Iată cum statul și biserica și-au dat mâna într-o încercare de a creștina păgânii și a uni imperiul. Guvernul roman și biserica creștină s-au unit. Și iată o declarație uimitoare care pare incredibilă. Se găsește în ediția din martie 1994 din lucrarea Lumea Catolică la pagina 809. Citez. Soarele era un zeu suprem în păgânism. Și este într-adevăr ceva nobil, regal cu privire la soare, făcându-l un semn potrivit pentru Isus, care este soarele neprihănirii. De aici, biserica din aceste țări ar părea să fi spus, păstrați acel nume păgân, va rămâne binecuvântat și sfințit. Și astfel, Duminica Păgână, dedicată lui Baldur, zeul mitic al soarelui, a devenit Duminica Creștină. Observați cum a intrat Duminica în creștinism? Pentru a scăpa de persecuție creștinilor li s-a cerut de multă vreme să se distingă de evrei. Treptat, Duminica a fost scoasă în evidență datorită învierii lui Hristos și pe nesimțite conducătorii bisericii au făcut ca închinătorii păgând la soare să se simtă mai bine, începând să păzească Duminica în locul sabatului biblic. Constantin dorea să-și unească Imperiul, iar conducătorii Bisericii Romei doreau să-i convertească pe păgâni. Așa că Duminica a devenit mijlocul de a împlini ambele planuri. Sabatul biblic a fost schimbat de către Biserică și statul roman. Nu Dumnezeu a făcut schimbarea, nici Isus nu a făcut schimbarea, nici ucenicii n-au schimbat sabatul. Trebuie să mă faceți să cred că peste 20 de milioane de evrei s-au trezit într-o zi și au uitat ce zi a săptămânii era. Ca națiune, ei au continuat să păstreze sabatul, adică ziua a șaptea, sâmbăta, încă dinainte de exod. Conciliul catolic de la Laodicea conținea prima interdicție de a păzi sabatul biblic. Episcopii catolici s-au întâlnit acolo și iată ce s-a întâmplat la conciliul de la Laodicea din 363 după Hristos. Citez creștinii să nu fie iudaizați, ceea ce înseamnă să nu țină sabatul și sâmbăta să o petreacă în repaus, ci ziua Domnului cinstind-o cu deosebire și de le-ar fi cu putință, ca și creștini, să nu lucreze în această zi. Dacă totuși sunt găsiți că sunt iudaizați, să fie anatema de la Hristos. Închei citatul. Iată deci un consiliu bisericesc care se unește cu puterea Romei din timpul lui Constantin și spune să facem trecerea de la autoritatea sabatului la duminică. Aceasta va uni imperiul și ne va deosebi de evrei. Făcând așa, totuși, ei împlineau, fără să știe, profeția din Daniel 7 cu 25. Și se va încumeta să schimbe vremurile și legea arătând că o putere pământească răsare pe temelia Romei și va încerca să schimbe legea lui Dumnezeu. Dumnezeu spune, păziți-vă! Să căutăm acum în Catehismul Convertitului un ghid de pregătire romano-catolic și să citim răspunsul despre schimbarea sabatului. Este foarte clar, dragi prieteni. Întrebare. În ce zi este sabatul? Răspuns. Sâmbăta este ziua de sabat. Întrebare. De ce noi păzim Duminica în locul Sabatului? Răspuns. Pentru că Biserica Catolică a transferat solemnitatea de la sâmbătă la duminică. Aș vrea să mă opresc puțin aici. Pentru mine este important să vă spun că vom aborda o mulțime de subiecte dificile și voi cita diferite documente istorice, a căror intenție nu este de a acuza anumite persoane ci de a arăta împlinirea profeției. Cred că sunt mulți preoți și credincioși sinceri în romano-catolicism care îl slujesc pe Dumnezeu cum pot mai bine după darurile lor și care sunt considerați de Dumnezeu ca fiind copiii Lui. Informații citate aici sunt adresate doar sistemului, adică sistemului romano-catolic, care are un număr de doctrine, de învățături despre care vom vedea că sunt în mod clar în contradicție cu Biblia. Ca un căutător al adevărului, este dorința mea sinceră de a vă prezenta în mod clar cuvântul lui Dumnezeu, ca să puteți decide singuri ce este adevărat și ce este rătăcire. Știați că Biserica Catolică a modificat cele 10 porunci? Să vedem unul dintre documentele lor, Enciclopedia Catolică, volumul 4, pagina 153. Aici spune, citez, Biserica, după schimbarea zilei de odihnă de la sabatul evresc al celei de-a șaptea zi a săptămânii la prima, a făcut ca porunca a treia să se refere la duminică, fiind ziua care trebuie păzită ca ziua Domnului. Închei citatul. Enciclopedia catolică afirmă că porunca privitoare la timp a fost schimbată de către biserică. Poate că unii au observat că această declarație se referă la a treia poruncă, dar noi am văzut deja cu ochii noștri că în Biblie, sabatul este a patra poruncă. În Evul Mediu, puterea romană a schimbat și legea lui Dumnezeu prin îndepărtarea poruncii a doua, cea care interzice închinarea la chipuri și sfinți. Întrucât ei au acum doar nouă porunci, trebuia să iasă zece. Așa că au luat porunca a zecea, să nu poftești, și au împărțit-o în două. Problemă rezolvată. Aceasta ilustrează gândirea bisericii care întrece cuvântul lui Dumnezeu. Carl Kitting, unul dintre cei mai străluciți erudiți laici catolici, a scris o carte ca o provocare față de protestanți. Acest autor catolic se contrazice cu protestanții spunând Dacă vrei să mergi la Biblie, atunci ar trebui să ții sabatul biblic. Să citim cuvintele sale în lucrarea Catolicism și Fundamentalism la pagina 38. Citez. Fundamentaliștii se întâlnesc pentru închinare duminica și totuși nu există nicio dovadă în Biblie că închinarea comună trebuia să aibă loc duminica. Sabatul evresc sau ziua de odihnă era, desigur, sâmbătă. Biserica catolică a fost cea care a hotărât ca duminica ar trebui să fie ziua de închinare pentru creștini în cinstea învierii. Am încheiat citatul. Cu alte cuvinte, dacă nu vrei să mergi la Biblie, spune acesta, atunci ar trebui să te duci la Biserica Catolică, cea care pretinde în mod deschis autoritatea de a schimba legea lui Dumnezeu așa cum crede ea de cuvință. Stați puțin! Dumnezeu oferă avertizări clare cu privire la încercarea de a ne juca cu El sau cu cuvântul Său. Apocalipsa 22, versetele 18 la 19 spune, Mărturisesc oricui aude cuvintele prorociei din cartea aceasta, că dacă va adăuga cineva ceva la ele, Dumnezeu îi va adăuga urgiile scrise în cartea aceasta. Și dacă scoate cineva ceva din cuvintele cărții acestei prorocii, îi va scoate Dumnezeu partea lui de la pomul vieții și din cetatea cea sfântă. Este o chestiune serioasă, dragi prieteni. Apoi în Matei 15, versetele 3 la 9, El, Iisus, le-a răspuns și le-a spus, Dar voi de ce călcați porunca lui Dumnezeu în folosul datinii voastre? Și ați desfințat astfel cuvântul lui Dumnezeu în folosul datinii voastre, fățarnicilor. Bine a prorocit Isaia despre voi când a zis, Norodul acesta se apropie de mine cu gura și mă cinstește cu buzele, dar inima lui este departe de mine. Degeaba mă cinstesc ei învățând ca învățături niște porunci omenești. Sfințenia Duminicii a venit din tradiție și din poruncile oamenilor. Pe cine vreți să urmați? Pe Dumnezeu sau pe oameni? Chestiunea este mult mai serioasă decât ce ține de o zi sau alta. Întrebarea este, cine este călăuza ta? Este Biblia sau tradiția? Problema reală este poate orice biserică omenească sau un lider religios din orice motive să aibă autoritatea de a schimba legea lui Dumnezeu, care a fost scrisă cu degetul său pe cele table de piatră? Totul ține de cel care are autoritatea. Cum arătăm cui ne închinăm? Răzvătirea lui Satana se axează în jurul închinării. Este tema binelui și răului, care a început în Geneza. Povestea lui Cain și Abel redă două tipuri de oameni care călătoresc pe două căi distincte în viață. Unul s-a închinat în modul în care a cerut Dumnezeu, iar celălalt nu a făcut-o deloc. Care a fost cel binecuvântat și acceptat de Dumnezeu? Mândria cui a dus la crimă și la blestem din partea lui Dumnezeu? În vreme ce Cain și Abel au fost crescuți de aceiași părinți, ei manifestau atitudini diferite cu privire la Dumnezeu și autoritatea sa. Aici s-au despărțit căile lor. Abel a văzut mila lui Dumnezeu în modul în care acesta a oferit răscumpărare rasei umane. Dar Cain s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu în inima lui. Diferența putea să treacă neobservată dacă nu venea timpul aducerii jerfei lor înaintea lui Dumnezeu. Drama dintre Cain și Abel își are originea în lupta dintre Cain și el însuși. Deși lui Caini s-a oferit ocazia de a se întoarce, el s-a prins mai tare de mândria lui încăpăținată și s-a îndepărtat mai mult de Dumnezeu. Planul de salvare a lui Dumnezeu nu este negociabil, este un dar. Inima omenească, dacă se prinde cu mândrie de sine și de tradiție, cade pe o pantă lunecoasă a ruinei. Dumnezeu se apropie constant de cei care se răzvrătesc pentru a le oferi o ocazie de a face cale întoarsă adică a se pocăi. Nu, nu ne naștem câștigători și nici învinși. Ne naștem selecționeri. Alegeți astăzi pe cine vreți să slujiți. Adesea, strategia lui satana este aceea de a mă face să ignor sau să calc măcar una dintre poruncile lui Dumnezeu. Iacov 2, versetele 10 la 12 ne spune de ce. Că cine păzește toată legea și greșește într-o singură poruncă se face vinovat de toate. Legea lui Dumnezeu este ca o fortăreață cu zece laturi. Numai o singură latură trebuie dărâmată ca dușmanul să poată intra. Oferi dușmanul, dușmanului un centimetru și el va deveni stăpânul tău. Renunțarea la sabatul Bibliei, oferit de Dumnezeu ca un semn al autorității sale creatoare, este o chestiune importantă, prieteni. Eu aleg să urmez ceea ce a dat Dumnezeu lui Adam în Grădina Eden. Aleg să urmez exemplele pe care le-a dat însuși Hristos. Dar voi. Dumnezeu spune că sabatul este un semn important, este un semn al loialității noastre față de Hristos. Este un semn că noi credem că El a creat lumea noastră. În grădina Eden, satana i-a spus Evei, ce diferență poate face un pom? Toți pomii sunt la fel. Iar Eva a pierdut Edenul pentru că a prețuit această minciună. Și astăzi mulți creștini sunt amăgiți cu o înșelăciune. Oamenii spun, ce diferență poate aduce o zi? Toate zilele sunt la fel. La Dumnezeu, însă, toate zilele nu sunt la fel. O zi a fost binecuvântată de El, a șaptea. O singură zi a fost sfințită de Dumnezeu, pusă deoparte, și Dumnezeu s-a odihnit doar într-o anumită zi, în sabat. Problemele cu care ne confruntăm au de-a face cu autoritatea, cu probleme de ascultare. Alegerea noastră este între Biblie și tradiție. Îl alegem pe Isus sau conducătorii religioși legea lui Dumnezeu sau dogmele oamenilor, învățătura lui Dumnezeu sau a oamenilor, calea lui Dumnezeu sau a omului. Asta înseamnă că oricine păzește Duminica este pierdut? Nu. Sunt mulți creștini păzitori ai Duminicii care îl iubesc pe Isus. Cine păzește Duminica nu este pierdut. Ei ar putea să trăiască după toată lumina pe care o știu. Diferența apare când ei află mai mult. Sunt dispuși să urmeze ce află? Acest lucru mi-aduce aminte de perfecto. Într-un sat izolat, sus în munții din Minodoro, din Filipine, locuiește un influenț șef păgân. Felul său de viață era legat de spiritism și de științe oculte locale. Uneori au venit în vizită în acest sat oameni care au încercat să-l convertească la creștinism, dar ceea ce spuneau era diferit de ceea ce practicau și confuzia îi, îl enerva. Le spunea apoi plecați, apoi găsea alinare în obiectul său de preț, un radio. Asculta doar un singur post pentru că dădea muzica ce îi plăcea. Într-o zi, după ce melodia preferată s-a încheiat, a început o nouă emisiune care i-a atras atenția. Crainicul vorbea despre sabatul zilei a șaptea ca zi adevărată de odihnă. Acest lucru era nou pentru el și era diferit de tot ceea ce mărturiseau ceilalți creștini. Plin de bucurie, a mers la păzitorii duminicii din satul lui și le-a spus că se închină în ziua greșită, pentru că el așa a auzit la radio. A fost uimit când acești oameni au fost interesați în mod real de ceea ce le-a spus. După aceea a chemat întregul sat să asculte la radioul său. Toți au apreciat emisiunea. În ziua următoare s-au adunat cu toții sperând să audă mai multe. S-au bucurat când a început emisiunea. Perfecto era convins că ce auzise era adevărat. L-a căutat pe crainicul de la radio și i-a spus că tot satul său voia să se boteze. Toți cei 77 de oameni. Adevărul Bibliei nu a schimbat doar viața lui, ci viața unui întreg sat. Nu voi uita scena când Perfecto, ieșind din apă la botezul lui, a ridicat mâinile spre Isus. Iar alte 1400 de suflete i s-au alăturat, oferindu-și viața lui Isus. În Apocalipsa 14 cu 12, Cuvântul lui Dumnezeu ne spune Aici este răbdarea stăruitoare a Sfinților care păstrează poruncile lui Dumnezeu și credința lui Isus. În zilele finale ale istoriei Pământului, Dumnezeu va avea un grup de oameni care îl iubesc pe Isus. Ei îl iubesc atât de mult încât îl ascultă oricât ar costa. Ca acea femeie care s-a îndreptat spre locul botezului de la un lac din apropiere. Participase la prezentări profetice asemănătoare cu cea de acum, dar soțul ei nu era de acord cu participarea ei. Așa că, în ziua când trebuia să fie botezată, a plecat de acasă în mantia ei albă și soțul o urmărea în secret. A luat și o macetă cu el și o ținea ascunsă la spate. Pastorul a făcut apelul ca oamenii să intre în apă. Și pe când se îndrepta spre apă, soțul ei a oprit-o brusc și a amenințat-o să nu mai facă vreun pas pentru că va fi ultimul. El a scos cuțitul mare de la spate, dar ea a continuat să înainteze, iar apa i-a ajuns la glezne, apoi la gambe, apoi la genunchi și a șoptit: Nimeni nu mă va opri de la primirea lui Isus ca mântuitor al meu. El a strigat agresiv la ea: Niciun pas în plus!. Iar ea a închis ochii și a înaintat, spunând: Mă predau lui Isus! am aflat adevărul și nu mă întorc. Lacrimile au început să curgă pe obrajii ei și ceea ce nu a văzut erau lacrimile care curgeau din ochii soțului ei. Totodată s-a făcut tăcere și toată lumea privea scena. Soțul a ridicat cuțitul și apoi i-a dat drumul și a declarat, dacă ești dispusă să-ți dai viața pentru acest sus, atunci vreau să-l cunosc și eu. Dragi prieteni, sunteți dispuși să-L urmați pe Iisus oriunde vă conduce, indiferent de consecințe? Deși uneori calea ar putea fi grea, ea duce la pomul vieții din cetatea lui Dumnezeu. Să ne rugăm împreună. Tată Ceresc, adevărul ne cheamă și strigăm la Tine, Iisuse, pentru îndurare și putere. Dă-ne darul deșernământului și al înțelegerii ca să vedem limpede, pentru că ne încredem complet în Tine. Nu este nimic în lumea aceasta care să merită să ne pierdem sufletul pentru El. Întărește decizia noastră de a urma orice adevăr din Biblie pe care ni-l descoperi în cuvântul Tău. Oferă binecuvântare fiecărui ascultător din această ocazie, în numele scum și puternic al Lui Isus. Amin. Înainte de a încheia această ocazie, aș dori să vă ofer posibilitatea de a răspunde la mesajul pe care tocmai l-ați auzit. Vă rog frumos să răspundeți la una sau mai multe din aceste opțiuni. Prima opțiune este subiectul sabatului biblic îmi este clar. Dacă sunteți de acord, dați clic. Al doilea, înțeleg că sabatul biblic este ziua a șaptea săptămânii. A treia, accept și cred că ziua a șaptea săptămâni este sabatul din porunca sfântă a lui Dumnezeu și vreau să păzesc sabatul zilei a șaptea. A patra, aș dori mai multe informații despre sabat. În cele din urmă, unii dintre dumneavoastră deja ați întrebat despre acest lucru. Aș dori să fiu botezat și să încep perioada de pregătire pentru botez. Dați click pe răspunsul dumneavoastră. Dragi prieteni, sunt persoane care stau alături de dumneavoastră pentru a vă răspunde la orice întrebare sau pentru a se ruga cu dumneavoastră. Dați click pe link să vă conectați cu aceștia. Vă aștept în ocazia viitoare pentru un subiect important pe care nu trebuie să-l ratați. Ce spune Biblia că se întâmplă după ce mori? Ați putea găsi diferențe față de ceea ce cred oamenii. Dumnezeu să vă binecuvinteze și ne vedem în ocazia viitoare la subiectul mormântul, când vom avea ocazia să înțelegem alte profeții din Biblie. Alegeți calea lui Dumnezeu. La revedere, dragi prieteni! Vă mulțumesc că ne-ați urmărit. Dacă doriți să aflați mai multe din Biblie, vă invit să vă abonați mai jos. De asemenea, dați click aici pentru a viziona unul dintre filmurilețele mele preferate, și dați click aici în stânga sus pentru a vedea întreaga serie. Dumnezeu să vă binecuvânteze!